Administrarea Registrului Național de Diabet Zaharat va fi făcută de Institutul Național de Sănătate Publică. Datele medicale ale pacienților cu prediabet și diabet Zaharat vor fi înregistrate într-o bază de date unică la nivel național. Aceasta va putea fi interconectată cu dosarul electronic de sănătate al pacientului din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate. Informațiile au venit din partea Comisiei Naționale de Diabet a Ministerului Sănătății. Modificarea legislației privind prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat reprezintă un pas extrem de important atât pentru persoanele cu diabet, pentru populația aflată la risc, dar și pentru comunitatea medicilor diabetologi, indică sursa citată. Comisia a oferit detalii și despre Planul Național de Prevenție a Diabetului zaharat. Acesta va fi elaborat de o comisie interministerială, având în vedere faptul că problemele de sănătate publică au caracter transsectorial fiind influențate de factori socioeconomici, educaționali, biologici, de mediu, stil de viață, asigurarea cu servicii de sănătate, calitatea și accesibilitatea serviciilor de sănătate. Planul Național va cuprinde beneficiarii și participanții la intervențiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces, precum și drepturile și obligațiile acestora. Va include competențele și responsabilitățile participanților la intervențiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces. În plus, va conține și responsabilitățile autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în implementarea măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului, de unde se vor finanța intervențiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces din cadrul Planului Național de Prevenție. După caz, vorbim despre bugetul de stat, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Bugetele locale din donații și sponsorizări, precum și din alte surse legal constituite. Președintele Comisiei Naționale de Diabet, conferențiar universitar dr. Anca Pintea Stoian, a explicat importanța noii legi de prevenție a diabetului zaharat. Noua lege, precum și Registrul Național de Diabet și Prediabet, sunt instrumente importante care vin să completeze și să întărească politicile de sănătate publică existente în diabet, a spus aceasta. Probabil suntem printre puținele țări din lume care au asemenea direcții de acțiune și implementare a măsurilor privind abordarea pacientului cu diabet zahrat, atât adult cât și copil, a adăugat șefa Comisiei Naționale de Diabet.